Bună, drăguții mei, bună, sufletele frumoase! Haideți să facem astăzi împreună o etalare în care ne vom uita la legătura dintre voi doi. Adică, ce vreau eu să descoper astăzi? Vreau să mă uit la roata destinului vostru și să văd dacă această legătură dintre voi este o legătură de suflete gemene, de suflete pereche, de suflete karmice sau pur și simplu o legătură complementară. Bun, voi va trebui să vă alegeți unul dintre cele două numere, dar rugămintea mea ar fi să vă alegeți câte un număr pentru altă persoană sau un singur număr. Adică, ce vreau să spun, nu vă alegeți ambele numere pentru aceeași persoană. Bun, deci vom pune câteva întrebări, ne vom uita la energia relației voastre, ne vom uita la scopul divin, ne vom uita la viitorul acestei legături, la piedicile acestei relații, la altă viață, dacă ați fost împreună sau nu într-o altă viață și la tipul relației, bineînțeles. Pentru că până la urmă ăsta e titlul, nu? Cu asta... Asta vrem să aflăm, asta vrem să descoperim. Dacă legătura dintre voi este o legătură predestinată sau nu. Bun, haideți să vedem. Deci 1 și 2, da? Le dăm pe acestea deoparte momentan și începem cu primul număr, pachetelul roz. Eu le ador, îmi plac mult de tot cărțile astea. În schimb, am pregătit aici și un alt pachet de cărți, care îl voi folosi doar atunci când voi întreba dacă ați mai fost împreună într-o altă viață. Care este legătura dintre voi dintr-o viață anterioară, dacă ați avut o altă legătură într-o viață anterioară. Bun, le lăsăm aici deoparte momentan și prima dată o să extragem o carte din oracol pentru a vedea energia voastră curentă. Bun, avem o primă carte. Nu vă temeți. Nu ar trebui să vă temeți. Amintește-ți întotdeauna cât de puternică sau puternic ești. Asta ar fi prima carte. Nu este cazul să te temi. Nu ai niciun motiv să te temi. Bun. Hai să văd și îngerașii romantici ce vor să ne spună, ce vor să ne transmită pentru voi, cei care v-ați ales pachetul roz. Ce mesaj avem din partea îngerașilor romantici pentru voi? Honeymoon, călătorie. A petrece timpul împreună, a merge împreună într-o călătorie și foarte multă atracție între voi doi. Ok, astea ar fi primele două mesaje. Și acum vreau și de aici un mesaj, iar apoi o să facem roata destinului. Ok. Limite. Se pare că limite. Asta înseamnă că legătura asta este restricționată de anumite probleme sau bariere care sunt între voi. Posibil. E posibil ca unul dintre voi să fie într-o altă relație sau e posibil să aveți niște impedimente. Sau în alte cazuri este posibil să fie o legătură la distanță. Bun. Haideți să vedem. Facem roata destinului. Și întrebăm îngerașii sau ghizii noștri spirituali, care este legătura dintre voi doi? Care este scopul acestei legături? Care este scopul? Ce fel de relație este? Vom vedea dacă vor vrea să ne arate, să ne spună, să ne dea ceva informații. Energia acestei relații. Începem cu energia acestei relații. Au că s-au întors multe, nici nu vreau să le iau. Ok, energia acestei relații sau aceste legături dintre voi doi, diavolul, aoleo, nu-mi place. Diavolul, după cum bine știți, este o legătură
toxică sau este ceva toxic, poate fi o legătură karmică. Este o karmă sau diavolul mai vine cu niște adicții sau vine cu niște cu niște obsesii. Energia acestei relații, diavolul. Toxicitate. Foarte multă toxicitate. Ok, haideți să mai întrebăm, că până la urma urmei asta vrem să aflăm, nu? Nu contează. Ok. Steaua și regele de săbi. Ăsta ar fi un mesaj așa separat, pentru că n-am apucat să pun întrebarea și cărțile au sărit. Se pare că vindecarea voastră, pentru că steaua ne vorbește despre o vindecare sau despre scopul vostru divin sau despre țelul vostru, ar fi un rege de spade, adică vouă v-ar fi destinat un rege de spade, o persoană foarte inteligentă, o persoană care își creează bariere în fața celorlalți, o persoană care nu își dezvăluie sentimentele cu ușurință, poate fi cineva din vărsător în același timp sau poate fi cineva dintr-o zodie de aer sau cu marcaje puternice în zodiile de aer, cum ar fi gemeni, balanță sau vărsător, dar tind mai repede să cred că ar fi un vărsător cu steaua aici, dar un vărsător care este dezvoltat din toate punctele de vedere, adică o persoană foarte sclipitoare. Ok. Asta a fost așa un mesaj individual. Bun. Hai să vedem. Deci, avem diavolul, nu-mi place, dar asta e, n-avem ce face. Scopul divin. Care este scopul divin al acestei legături? Scopul divin al acestei legături. Wow, ce frumos! Wow, ce frumos! Deci, scopul divin al acestei legături, avem un 10 de pentacule și un 10 de cupe. Deci, voi doi trebuie să transformați această relație în ceva extraordinar, în ceva frumos. Deci toți ne dorim să ajungem până la urmă la acest 10 de pentacule și 10 de cupe, adică într-un final să trăim fericiți, să avem o legătură stabilă, o relație frumoasă, o relație împlinită din toate punctele de vedere, din toate punctele de vedere, pentru că astea sunt cele două cărți care duc către fericire. Deci scopul divin este ca voi doi să curățați toate karmele și să curățați toată toxicitatea pe care o aveți în această relație pentru a vă împlini, pentru a fi împreună. Ok, haideți să întrebăm acum care sunt piedicile. Care sunt piedicile? Sau de ce există acest diavol aici? Care sunt piedicile acestei legături? Impedimentele, temperanța și regina de bâte. Interesant. Da, se pare că piedicile ar fi faptul că nu există echilibru între voi doi sau că există foarte multă atracție, foarte multă atracție între voi doi și asta creează un fel de toxicitate, posibil în unele cazuri, pentru că regina de bâte ne vorbește despre o persoană foarte atractivă. Poate că pentru cealaltă persoană voi sunteți extrem de atractivă, foarte atractivă. Poate că cu temperanța, o să clarific un pic aici, pentru că e un pic în contradictoriu, adică de ce ar fi un echilibru sau temperanța, de ce ar fi o piedică. În alte cazuri mai poate fi vorba despre o altă persoană. Mai poate fi vorba și despre o altă persoană, adică în relația voastră să existe cineva din săgetător, o femeie din săgetător, care să interpună cu această relație, să fie altcineva între voi. Bun, haideți să întrebăm care sunt sentimentele acestei persoane pentru voi.
vrea să se detașeze emoțional sau s-a îndepărtat cu 8-ul ăsta de cupe. Care sunt sentimentele voastre vis-a-vis de această persoană? Și mi s-a arătat hierofantul și blocajele. Hierofantul e vorba de o căsătorie, e vorba de o legătură strânsă. Bun, și vrea să iasă. Regina de Pentacule, da, probabil că există o altă persoană între voi. De ce spun asta? Pentru că voi mi-apăreți aici ca și Regina de Pentacule, adică voi e posibil să fiți soția sau să vreți să fiți soția acestei persoane, să vreți să fiți în viața acestei persoane, să-i aduceți curcubeul pe care eu îl văd aici. Ia uitați-vă, în ambele cărți avem curcubeul. Adică voi vreți să îndepliniți scopul ăsta divin. Voi sunteți o parte din viața acestei persoane. În unele cazuri este posibil ca această persoană să se fi îndepărtat emoțional de voi. Mai puțin, câinele vrea să iasă. Bun, deci, în partea persoanei voastre îmi apare 8-ul de cupe. Este ca și cum ori s-a îndepărtat emoțional de voi, ori a plecat pur și simplu din această relație, din această legătură. Pe când voi ați rămas acolo, ați rămas cu sentimente, ați rămas stabile, ați rămas pe poziții, ca și Regina de Pentacule. Adică, sunteți într-o așteptare, încă ați mai fi gata să dați o șansă aceste legături, pentru că știți că sunteți meniți să fiți împreună, sau cel puțin așa vă gândiți, că sunteți meniți să fiți împreună, să vă îndepliniți acest scop divin. Adică, să ajungeți la un 10 de pentacule și la un 10 de cupe, la o împlinire maximă, la o familie fericită, împlinită din toate punctele de vedere. Cu de toate, copii, cățel, purcel, cu tot ce se poate, căldura familiei, căldura unei legături frumoase, echilibrate. Pe de altă parte, piedicile, mi-apare o regină de bâte, adică atracția pentru altcineva. Și în centru citirii avem diavolul. Deci se pare că această persoană este atras din punct de vedere fizic de altcineva. Este atras de o altă figură feminină. Unde își găsește liniștea sau care îl vindecă sau o vindecă, nu știu. Mie îmi pare a fi un bărbat aici, care este atras de o altă doamnă. Da. Astea ar fi piedicile. Haideți să vedem dacă voi într-o altă viață ați fost împreună sau nu. Haideți să vedem. Dacă într-o altă viață voi doi ați fost împreună sau nu. Un 3 de spade am văzut. Și lumea. Ok, dar vreau să-mi cadă cărțile, nu vreau doar... Ok, au și căzut. Bun. Și aici avem așa. Avem justiția. Avem justiția și avem un 10 de spade. Se pare că lucrurile n-au mers chiar bine între voi într-o altă viață. Chiar deloc. Nu au mers bine deloc. Nu justiția, scuze. Avem temperanța. De ce am zis justiția? Nu știu ce m-am gândit. Avem temperanța și un 10 de spade. Deci... într-o altă viață se pare că ceva s-a încheiat între voi, ceva răni au existat, ceva răni urâte. Adică v-ați rănit unul pe celălalt foarte tare. Relația asta s-a încheiat destul de urât într-o viață anterioară. Unul dintre voi a pus capăt relației. Da, ați fost împreună într-o altă viață și este nevoie de vindecare. Este nevoie de vindecare. Numai știți care e ideea? De ce am stat și am avut o pauză? Pentru că am impresia că persoana voastră confundă lucrurile. Voi sunteți, de fapt, cele care trebuie să vindecați această persoană. Dar persoana voastră crede că cealaltă, o a treia parte, este persoana care îl vindecă. Dar de fapt sunteți voi cei care sau cele care trebuie să vindecați. Prin voi se poate vindeca.
Numai că ei înțeleg lucrurile un pic greșit. Ei înțeleg lucrurile greșit. Se îndreaptă către o direcție greșită. Bun, haide să mai vedem ce mai va fi. Ce mai avem? Ce... Bun. Viitorul acestei relații. Viitorul acestei relații. Va mai exista ceva între voi, împăcare sau... Că din câte îmi dau seama, persoana asta s-a cam îndepărtat din punct de vedere emoțional de voi. Pentru că este atras de altcineva. Viitorul vostru. Tot se întorc, dar se întorc multe. Bun, avem un 9 de pentacule. 9 de pentacule, după cum foarte bine știți, ne arată o persoană independentă, dar și singură în același timp. Adică este un moment în care unul dintre voi se retrage, sau poate că ambii, ca și viitor, împreună, împăreți singuri, fiecare separat, fiecare pe drumurile lui, pe drumul lui. Așa, cavalerul de pentacule. Cavalerul de pentacule iarăși ne duce cu gândul la o energie care se mișcă foarte încet și patru de spade. Ceva trebuie să se repare acolo între voi. Ceva trebuie să se repare, dar greu, va merge greu, o relație greoaie care... Voi vă doriți, am impresia că voi sunteți cele care vă doriți fericirea asta, vă doriți împlinirea sufletească, vă doriți o familie împlinită, dar persoana voastră vede lucrurile total diferit față de voi. Total diferit. Persoana voastră este atrasă de o altă energie, vă spun sincer. De aceea există toxicitatea asta aici. Bun, tipul relației voastre... Au căzut multe, dar luăm prima carte care a căzut, Eremitul. Nevoie de pauză. Este o nevoie de pauză. Din câte îmi dau seama, cu diavolul în mijlocul citirii, din prima ieșit și cu ce ați venit dintr-o viață anterioară, este o relație karmică, dragii mei. Este o relație karmică, o relație care trebuie vindecată. Adică o karmă care trebuie încheiată aici pentru a se produce vindecarea. Că dacă nu, nu-i bine. Nu-i bine. Scopul divin era să fiți împreună. Și să fie bine, dar se pare că cealaltă persoană a complicat lucrurile destul de mult. Sau le vede un pic ciudat. Hai să vedem tipul relației. Mai dăm o carte pentru tipul acestei relații. Asul de pentacule. Da. După o perioadă de stagnare, există posibilitatea de a o lua de la capăt și avem aici și magicianul. Există posibilitatea de a o lua de la capăt, de a începe din nou, de a porni la drum, iarăși împreună cu asul ăsta de pentacule. Poate că datorită faptului, nu știu, că aveți ceva comun împreună sau ați construit deja ceva împreună sau... Persoana voastră trebuie să se împământenească un pic, să revină cu picioarele pe pământ. Trebuie să revină cu picioarele pe pământ. Haideți să le și clarificăm un pic, să vedem ce ne spun cărțile. Pentru că scopul divin era ca voi doi să fiți împreună. Vedeți voi ce frumos a început cu zecele de pentacule, zecele de cupe, adică totul a început frumos. Și a apărut toxicitatea, a apărut diavolul între voi, a apărut o a treia persoană, o a treia energie pe care o văd aici. În brațele căreia persoana voastră crede că se vindecă sau se simte în echilibru. Dar nu realizează, practic, că este doar o atracție fizică, nu realizează faptul că avem diavolul și regina de bâte. Deci e clar că există o atracție fizică extrem de obsedantă acolo între ei. Și nu realizează faptul că voi, de fapt, sunteți cele sau cei care reparați, care vindecătorii, cei care aduceți echilibru, cele care aduceți echilibru sau bunăstarea în viața persoanei ăsteia. Da. Va exista o perioadă de stagnare între voi, se pare, care lucrurile, poate că o perioadă destul de lungă, pentru că am aici ceasul, cavalerul de pentacule care se mișcă foarte încet, de-abia vine, de-abia merge, noul ăsta de pentacule iarăși
persoană singură, independentă, care își vede de ale ei. Da. Bun. Deci îmi pare mai mult o relație karmică. Pentru că voi veniți dintr-o viață anterioară cu niște răni urâte, cu secelul ăsta de spate, cu niște răni urâte care trebuie vindecate. Vedeți voi, vindecarea a început deja dintr-o altă viață, cumva. Și mi-apare și aici temperanța, și aici temperanța. Deci am de două ori temperanța. Trebuie o vindecare acolo. Da, e greu, foarte greu. Bun, hai să vedem. Ce am vrut să clarific? Am vrut să clarific diavolul ăsta, doiul de cupe, da. Simte iubire, simte dragoste pentru altcineva, atracție pentru altcineva. Da. Regina de pentacule, cinciul de pentacule. Abandon. Abandon și la capăt iarăși, regina de bâte. Pentru o regină de bâte. Plecare. Hai să vedem ce e cu plecarea asta. Ce e în mintea persoanei voastre? Deși am văzut. Șasele de bâte. Da, crede că va avea un succes. Regele de bâte. Crede că va avea un succes într-o altă relație sau cu altcineva. E foarte clar, nu știu, nu prea am ce să clarific pentru că e foarte clar la voi. E foarte clar. Bun. S-a ratat aici o ocazie, s-a ratat o ocazie. Da, o relație karmică care ar fi avut potențial mare, dar are din partea voastră, da, și optul de cupe. Ce să mai clarifică, e clară treaba. Da. Avem patru de cupe în care se pierde, în care cineva rămâne dezamăgit, în care nu există mișcare, există emoții numai și o dragoste pierdută, aș putea să spun. Și optul ăsta de cupe de două ori, deci unul dintre voi s-a îndepărtat. Adică mai repede aș tinde să cred că persoana de care voi întrebați aici s-a îndepărtat de această... S-a îndepărtat de voi, ce mai încoași încolo. A ieșit din această legătură. Din cauza unei alte persoane. Alea sunt piedicile. Scuze. Alea ar fi piedicile. Deci s-a îndepărtat din cauza unei alte legături pentru care simte obsesie cu diavolul în mijlocul citirii și doiul ăsta de cupe. Deci se simte obsedat, se simte... Astea sunt piedicile, de fapt. Dragostea pentru altcineva. Simte iubire pentru altcineva și o atracție fizică și mai știu eu ce e acolo. Mm-hmm. Îmi pare rău. Îmi pare rău că a ieșit așa, dar n-am ce să fac. Așa a ieșit, așa vă spun. Hai să, totuși, să nu vreau să le las așa în coadă de pește, că nu-mi place. Hai să vedem, totuși. Să vedem dacă altcineva vă este destinat. Hai să vedem. Dacă altcineva, după această singurătate, după această perioadă de stagnare, dacă urmează ceva frumos în viața voastră sau cine vă este vouă destinat, că persoana asta cu siguranță nu. Cinciul de cupe, of, câte lacrimi aici. Soarta. Doiul de pentacule întors invers, ok. Împăratul, auh. Și regele de bâte. Mm-hmm. Ok. Măi, să zicem că cu cinci ăsta de cupe veți plânge. Vor exista lacrimi. Va exista dezamăgire, regrete și tot așa. Dar într-un viitor mai îndepărtat, se pare, deci nu imediat, într-un viitor mai îndepărtat sau poate într-un trecut ați întâlnit pe cineva, nu știu, pentru că mi-apare soarta, de soarta este ca și cum este destinat să se întâmple sau a fost destinat să se întâmple. Deci undeva pe soarta voastră voi aveți un împărat și un rege, un cavaler de bâte.
Deci cineva care a intrat în viața voastră ca și o aventură, dar se poate transforma în ceva frumos, cumpăratul. Deci poate face un salt miraculos. Cumva intră ca și o aventură în viața voastră persoana asta și face o alegere. Ia o decizie importantă în legătură cu voi, cumpăratul. Poate fi cineva dintr-o zodie de foc. Se pare că persoana asta s-ar putea să intre în viața voastră. Nu știu, vă este destinată pe destin. Asta a fost așa o întrebare suplimentară. Dar nu știu când o să se manifeste, pentru că am ceasul iarăși aici. Parcă durează, parcă cere timp. Parcă cere timp. Cere timp de vindecare, probabil că voi trebuie să vindecați această karmă, să vindecați rănile produse de legătura asta destul de toxică prin care treceți pentru a manifesta împăratul ăsta. Hai mai dă-mi o carte totuși. Sau nu, nu de aici, pentru că văd că nu vrea să sară. Hai să încercăm de aici să vedem care va fi legătura între voi și împăratul ăsta pe care îl văd. Încercați să vă cunoașteți mult mai bine unul pe celălalt și foarte multă atracție. Încercați să vă cunoașteți mult mai bine unul pe celălalt. Deci este cineva ori din trecutul vostru pe care l-ați cunoscut, dar a fost ceva trecător, ori o persoană care urmează să intre în viața voastră și deși nu o să vi se pară ceva serios, la început, pentru că avem cavalerul de bâte, deci o energie din asta de aventurier. Oricum, împăratul are și el o energie de aventurier, să știți. Și el are o energie așa aventurieră. Este... Depinde foarte mult de cât o să vă cunoașteți de bine unul pe celălalt. De asta depinde legătura dintre voi doi. Cam așa ceva aș traduce ce îmi scrie aici. Bun, drăguții mei, cam atât am avut pentru prima variantă. Îmi pare rău că, na. Asta e, asta mi-a ieșit, asta vă spun. Acum, na, voi țineți cont și de faptul că aceste etalări sunt colective, poate se potrivește, poate nu se potrivește. Dacă știți că aveți o legătură foarte strânsă cu persoana voastră iubită, înseamnă că nu este pentru voi, dar cuiva probabil că o să îi se potrivească. Nu degeaba mi-au ieșit lucrurile așa cum au ieșit. Bun, dragii mei, vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. Pupici! Bun, dragii mei, am revenit cu cea de-a doua variantă. Haideți să vedem și la voi dacă această legătură este o legătură de suflete gemene, de suflete pereche, o legătură karmică sau pur și simplu o legătură complementară. Vom întreba cărțile, vom pune câteva întrebări. Dar înainte de a întreba tarotul, vreau un mesaj din oracol pentru voi. Ok, ce avem? Incertitudine. Probabil că sunteți într-o legătură în care nu sunteți siguri dacă sunteți destinați, predestinați sau nu. Tocmai de aceea vă și uitați la această etalare, mă gândesc. Ok. Hai să vedem și ce avem din îngerii romantici pentru voi. Ce mesaj avem. Ok, prima carte. Codependență. Codependență ar fi a doua carte. Probabil că este o legătură obsesivă sau deși, uite, pay attention to the red flags, adică deși voi vedeți că anumite semne, voi vedeți anumite lucruri în această legătură, în această relație, totuși nu vă puteți despărți, nu vă puteți desprinde, nu puteți renunța, nu puteți uita această persoană în anumite cazuri. Și eu o să încerc să aflu dacă această legătură este menită sau nu. Care este scopul? Este doar o lecție? Este
O legătură de suflete gemene, de suflete pereche. Care este scopul? Am multe cărți. Am foarte multe cărți. Vreau una singură, dacă se poate, sau cel mult două. Iluzie. Ok, foarte rar. Foarte rar încade cartea asta, aproape, cred că e prima dată când încade, să fiu sinceră. Nici n-am știut cu am. Deci, ca și traducere, ce am aici este ceva de genul să... cum îi zice mai? Deci am așa un lapsus. Uite că nu vine cuvântul în română. Ocolește. Ocolește greșelile sau fanteziile. Ocolește sau stai departe de iluzii. Stai departe de iluzii și de fantezie, de vise, pentru a-ți întâlni sufletul pereche, adevăratul suflet pereche. Deci am impresia, așa, din primele trei cărți pe care le văd eu aici, că voi sunteți obsedați sau obsedate de o persoană, într-o oarecare măsură, na, unii dintre voi, nu toată lumea, asta nu înseamnă că toată lumea e obsedată de toată lumea, dar aveți pe cineva de care nu vă puteți desprinde, adică o energie care vă ține pe loc, vă ține pe loc. Și vă spun sincer, cred că e prima dată când încade cartea asta, nici n-am știut că e acolo, așa de rar o văd. Ok, haideți să punem întrebările de bază. Ce întrebăm? Întrebăm energia acestei legături. Care este energia acestei relații? Între voi și persoana de care voi întrebați energia. Șasele de pentacule. Șasele de pentacule e o carte nici prea bună, nici prea rea, de mijloc. Adică, ori nu se oferă suficient, ori se dă prea puțin, ori... De ce? Pentru că, uite, în cartea asta e o mână foarte elegantă, cu mânuși, adică arată o persoană bogată, arată o persoană care ar avea multe de oferit. Dar vouă vă oferă foarte puțin, adică vouă vă oferă mărunțișuri, vă oferă exact ce le rămâne lor, adică puțin, câte puțin. O persoană generoasă în același timp, dar o generozitate falsă, aș putea să spun eu, în șasele ăsta de monede. Mai ales când e vorba de relații, când vorbim de relații, adică tu ai mult, tu ai de unde, dar tu nu împarți jumătate-jumătate cu cealaltă persoană, așa cum e în doiul de cupe, așa cum oferi acolo câte puțin, să fie ceva, dar nu suficient, nu suficient. Bun, hai să vedem. Care este scopul divin al acestei legături? Scopul divin. De ce a intrat această persoană în viața voastră? Sau de ce voi vă gândiți la această persoană? De ce este mintea voastră? Și nu spuneți că nu este, pentru că nu vă cred. Știți de ce spun asta? Acum mi-am amintit de o persoană care a zis nu, că eu nu spionez persoana, nici nu vreau să aud, nici nu vreau să văd, dar totuși tu ești aici. Înțelegi ce vreau să spun? Totuși tu ești aici și spui întrebarea și te gândești la persoana respectivă, dar spui în același timp nu, că eu nu spionez, eu nu vreau să aud, nu vreau să văd, dar tu ești aici. Deci n-are niciun sens. Știți ce vreau să zic? Pentru cei care înțeleg. Bun, care este scopul divin? Scopul divin al acestei relații. Soarele. Ok. Soarele, un contract. Voi aveți un contract. Voi aveți un contract din alte vieți. Ați venit cu un contract. Bucurie, împlinire. Să vă lumineze calea, să vă arate, să vă îndrume cu soarele. Să vă arate lucrurile într-un mod frumos, adică să le vedeți clar. Bucurie. Hai să vedem totuși. Hai să vedem. Care sunt piedicile acestei legături? Ok, piedicile. Doiul de bâte. În unele cazuri, doiul de bâte ne poate vorbi despre o distanță fizică. În alte cazuri, cel puțin în cartea asta, despre o indecizie. Cineva trebuie să aleagă între două. Deci avem o singură cheie, avem două cutii.
Știți ce vreau să zic? Adică e posibil să existe o a doua energie între voi doi. Este posibil să existe o a doua energie între voi doi. Dar nu neapărat. Nu neapărat. Doiul de bâte ne vorbește și despre atracție fizică, ne vorbește și despre luarea unei decizii, cum am mai spus mai devreme, că cineva trebuie să se hotărască. Cineva trebuie să se hotărască care din aceste cutii să le deschidă, pentru că are o singură cheie, nu are două. Bun, poate că de aceea vă și ofer atât de puțin. Pentru că mai are ceva acolo, mai are ceva. Sau este o distanță fizică între voi. Acum voi ajustați informația la situația voastră. Bun, haideți să încercăm cu celelalte cărți, astea, Ghost Tarot, unde ne vom uita care a fost legătura voastră în trecut, într-o altă viață anterioară. Mă interesează să văd dacă și într-o altă viață anterioară ați fost împreună. Cei care cochetați cu ideea asta, cei care nu, probabil că este numai o energie a trecutului. Ok. Oh, voi ați fost căsătoriți, măi, într-o altă viață. Voi ați fost împreună. Și cinciul de spade. Voi ați fost împreună. Și cu cinciul ăsta de spade, cumva, în momentul în care v-ați despărțit, certați, să spunem. Sau în momentul în care ați plecat din cealaltă viață, ați plecat certați și ați venit aici cu o karmă. Cu o oarecare karmă. Dar voi ați fost împreună. Avem hierofantul. Deci voi ați fost împreună, ați fost căsătoriți, ați avut un contract. De aceea mi-apare și soarele, scopul divin. Este să împliniți acel contract, să faceți lumină în cadrul acestei legături. Deci voi ați mai fost și într-o altă viață. Ați fost împreună acolo și ați plecat cumva cu certați sau v-a spus unul altuia cuvinte neplăcute pe care le-ați regretat ulterior. De aceea ați venit și în acest în legătura asta s-a creat pentru că ați avut un contract al sufletelor. Da, da, da. Haideți să vedem viitorul acestei legături. Zecele de bâte, foarte greu. Foarte, foarte greu. Zecele de bâte, de obicei, e greutate. Multă. Adică, aproape că nu puteți să duceți. Vă cam pune la pământ. Și iarăși am lumea. Distanță fizică. Tind să cred că este o distanță fizică între voi. Tind să cred că este o legătură la distanță cu lumea. E o chestiune de timp în unele cazuri și parcă timpul se scurge în defavoarea voastră. Bun, hai să vedem. Sentimentele acestei persoane vis-a-vis de voi. Sentimentele acestei persoane vis-a-vis de voi. Doiul de cupe. Măi, e frumos. Foarte frumos. Reciprocitate în iubire, dragoste, împlinire. Se pare că ei vă văd ca și cum ați fi sufletul lor pereche, sufletul geamăn. Sentimentele voastre vis-a-vis de această persoană. Regina de pentacule, asta cred că mi-a ieșit și la prima variantă. Și patru de cupe. Voi aveți impresia că ați ratat o ocazie. Sau ați ratat ocazia cu această persoană. Vi se pare că este prea greu. Cred că vă gândiți să lăsați această legătură în urmă, în spate. Pentru că e prea departe, prea sus, e prea greu. Vă uitați cu... Vă uitați îngândurați către această cupă, către această iubire. Ca și cum, ce să fac? Să întind mâna, să mă ridic, să fac un efort, să o iau? Sau pur și simplu să o las să cadă și să se spargă? Și totuși o vreți, pentru că vă uitați către această iubire. Vreți această iubire. Am impresia că poate că voi sunteți cele sau cei care nu sunteți încă treziți spiritual, adică nu conștientizați cât de puternică este dragostea asta voastră sau cât
cât de puternică poate fi. Vedeți prea multe obstacole sau puneți obstacolele înaintea iubirii. Este ca și cum oare se merită efortul. Și regina de pentacule, sunteți acolo, cu picioarele pe pământ. Nu credeți în vise, nu aveți impresia că este o iluzie, că nu se poate ajunge la ceva serios, că n-are rost sau ceva de genul. Și totuși simțiți. Pentru că avem cupe. Bun, hai să vedem. Tipul relației. Da. Direct a sărit. Deci avem hierofantul, iarăși, și avem cavalerul de pentacule. Deși se mișcă foarte greu, voi sunteți meniți cumva să fiți împreună. Și în această viață. De ce? Pentru că energia pe care am cerut-o aici pentru lămurirea pe care am cerut-o pentru o viață anterioară este că voi ați fost împreună, voi ați fost căsătoriți. Da, avem hierofantul. Și aici unde am întrebat de tipul acestei relații sau care ar fi tipul acestei relații, iarăși mi-a ieșit hierofantul. Deci, într-adevăr, se mișcă greu. Se mișcă greu, dar voi sunteți meniți să fiți împreună. Sunteți meniți să fiți căsătoriți, să fiți, nu știu, sunteți uniți printr-un contract. Și credința voastră vă poate aduce împreună dacă voi, într-adevăr, vă doriți această persoană și puteți manifesta soarele, adică scopul divin. Este soarele, este bucurie, este împlinirea asta mare. Dar e greu, e foarte greu. Ori e o distanță fizică mare între voi, ori cu zecele ăsta de bâte aici, foarte multă greutate, obstacole, greutăți. Și piedicile, doiul de bâte, iarăși, distanță fizică sau alegere. Trebuie să alegeți. Aleg să lupt și să îndeplinesc scopul divin sau aleg pur și simplu să renunț. Și atunci rămân cu un regret, pentru că ăsta e un regret pe care o să-l aveți aici sau îl aveți. Rămâneți cu un regret. Acum totul depinde de voi. Pentru că această persoană se pare că vede legătura dintre voi frumoasă, vede legătura dintre voi ca un doi de cupe, adică vede dragostea dintre voi, iubire, au sentimente pentru voi. Vede legătura dintre voi. Și iarăși, doi. Unul dintre voi trebuie să aleagă, unul dintre voi trebuie să facă o alegere. Să lupte, să meargă până în pânzele albe sau să renunțe. Deci, sau poate că unul dintre voi, cu regina asta de pentacule aici, unul dintre voi este implicat într-o altă legătură, într-o altă relație. Dar ca și tip al relației, deci voi sunteți destinați sau predestinați să fiți împreună. Într-un fel sau altul. Hai să le și lămuresc totuși. Iarăși, doi aici la capătul pachetului. Da, trebuie luată o decizie și șaptele de săbii. Trebuie tras jarul pe turta voastră cumva. Să zicem. Adică să fiți deștepți, nu știu, să alegeți deștepți, să vă puneți mintea la contribuție, să găsiți o cale. Avem corbul aici, corbul înseamnă inteligență, să vă folosiți inteligența. Să vă gândiți la o strategie, să faceți o strategie. Pentru că jonglatul ăsta nu o să mai dureze mult. Cât puteți să stați în energia asta de doi de pentacule? Nu prea mult. Na, cât poate să stea clovnul ăsta pe bicicletă? Poate cât poate, de la un moment dat nu mai poate. Și atunci trebuie găsită o cale. Da. Văd o energie a toamnei aici în cartea asta. Și un vărsător,
Nu știu de ce mi se arată un vărsător. În fine. Și un 3 de cupe. Da, am impresia că mai există o a treia persoană între voi și la voi. 8-ul de bâte. Comunicare sau deplasare sau mișcare. Cartea săgetătorului. Asta este una dintre cărțile săgetătorului, 8-ul ăsta de bâte. Mișcare. Și iarăși în bâtele astea, vedeți voi, sunt mai multe. Trebuie aleasă cea potrivită. Poate că în unele cazuri aveți mai multe opțiuni sau există mai multe opțiuni și voi trebuie să știți ce să alegeți. Ciudățel așa un pic. Pentru că cealaltă persoană o simt să aibă sentimente pentru voi. Voi ați mai fost împreună într-o viață anterioară, în principiu. Va exista comunicare între voi, din câte îmi dau seama cu optul ăsta de bâte, sau va exista mișcare? Ceva se va mișca, ceva se va schimba. Cu greu, dar se va schimba. Cu greu, pentru că am zecele de bâte aici care mi-arată greu, mi-arată un final, mi-arată că tu nu mai poți, vrei să te debarasezi de bagaje sau poate cealaltă persoană vrea să se debaraseze de bagajele astea pe care le ține aici în spate, unul dintre voi. Și lumea. Lumea, iarăși, o distanță fizică sau... În unele cazuri mai poate fi lumea, mai poate reprezenta și lumea, într-adevăr, adică cei din jurul vostru. Adică, va fi foarte greu să treceți peste ce vor spune ceilalți și asta mai poate fi, să știți. Pentru că am optul ăsta de bâte, mă duce cu gândul la comunicare, la ceea ce o să se discute, la bârfe. E posibil ca cealaltă persoană să fie băgată într-o căsătorie sau poate voi, unul dintre voi doi să fie căsătoriți. Dar problema este că voi aveți un contract aici al sufletelor, poate că de aceea simțiți această codependență sau simțiți această... sau poate persoana cealaltă simte. Acum nu știu că eu, cumva facem o energie comună, deci a relației voastre. Eu văd o relație de suflete pereche aici. De suflete pereche. N-aș putea spune neapărat suflete gemene, cât suflete pereche. Și aveți totuși un contract aici. Un contract al sufletelor. Cu soarele. Da, este o energie de suflete pereche. Adică un suflet pereche pe care l-ați întâlnit poate prea târziu. Pentru că unul dintre voi este într-o altă legătură. Hai să vedem. Au, ce multe au căzut. Nu așa multe, măi nene. Regele de cupe. Sentimente din partea acestei persoane. Și treiul de bâte. Iarăși o carte a distanței. O carte a planului. O carte a dorului. Există un dor între voi, un conflict, 3 de bâte cu 2 de bâte, un conflict interior, gelozie, poate din partea unuia, familie, mai poate fi prieteni, influența celorlalți din jurul vostru. Dar în principiu, voi erați destinul sau voi sunteți destinul acestei persoane. Hai să clarific aici, ia stați un pic să încercăm să clarificăm cu asta. Da, regele de pentacule, da. Da, regele și regina de pentacule. Da, voi sunteți destinați, măi, cumva. Destinul vostru este să fiți împreună. Nu este o iluzie. Deci faptul că persoana asta nu iese din mintea voastră nu este doar o iluzie. Este pentru că voi ați fost destinați sau sunteți destinați să fiți împreună. Nu mai avem doi ăsta de pentacule, se... Mai există cineva sau mai există ceva sau cineva trebuie să ia o decizie. Se va lua și decizia asta, dar nu acum. Am aici un cavaler de pentacule, se va mișca. Cineva trebuie să-și prindă curajul, să aibă curajul să ia o decizie. E nevoie de foarte mult curaj și probabil că persoana voastră, cam regele de pentacule aici, care, adică partea masculină trebuie să ia o decizie, vezi, să-și depășească
Să meargă mai departe, să meargă către altceva, să meargă către voi, dar altfel, să vină cu altă energie. Da. Hai să vedem comunicarea dintre voi doi sau ce mișcare se va face aici. Doiul de spade, un blocaj, sunteți blocați, nu există comunicare sau... Pentru că am doiul de spade, unde unul blochează pe celălalt. Și judecata întoarsă invers. Unul dintre voi nu vede lucrurile așa cum trebuie sau nu este trezit încă spiritual. Și temperanța. Da. Și iarăși șasele de spade. Unul trebuie să iasă din altceva. Nu știu în ce e băgat, ori în altă relație, ori persoana voastră este într-o altă relație, ori voi sunteți într-o altă relație și se așteaptă aici pentru a se vindeca, unul trebuie să iasă. Nu sunteți liberi. Unrequired love. Și energia copiilor la capătul pachetului. Poate că aveți copii, poate că asta stă între voi. Unul nu se simte iubit. Nu știu care dintre voi, ori voi, ori cealaltă persoană, nu se simte apreciat, nu se simte iubit. Da, păi cam atât aș avea și pentru voi. Cred că e suficient. Pentru că am văzut, e greu, îmi pare foarte greu. Deci ca să ajunge să fiți împreună va fi foarte greu. Dar potențial există, pentru că voi aveți energie de suflete pereche. Potențial există, deci dacă chiar vă doriți această persoană, într-adevăr, scopul divin este să vă împliniți acest contract al sufletelor, dar sunt foarte multe obstacole, foarte multe obstacole între voi. Dar ușor, ușor și cu fără grabă, cu cavalerul ăsta de pentacule, ușurel așa și făcute lucrurile puse la punct, și cu încetul, cu încetul, adică cu baby steps, cum s-ar spune, cu pași mărunți, așa, să o luați ușurel, eu zic că se ajunge la ceva frumos între voi. Bun, numai puțin. Bun, drăguții mei, eu cam atât am avut astăzi pentru voi. Vă pupăcez, vă îmbrățișez, tot binele din lume. Țineți cont de faptul că aceste etalări sunt colective, deci se pot potrivi cu voi sau nu. Luați de aici doar mesajele care credeți voi că au fost importante pentru voi. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la această etalare, că ați ascultat. Mulți, mulți pupici și numai bine. Ciao!